Bun găsit la știrile din sport. Astra Giurgiu a relansat lupta pentru campionat după egalul scos în ziua de Paște cu Steaua. Steliștii au dat vina în totalitate pe arbitraj și de nervi au spart ușile vestiarului la finalul meciului. Giurgiuvenii și-au pierdut speranțele pentru locul 2, iar obiectivul principal rămâne un loc în cupele europene. La începutul returului, când aveau 13 puncte avas față de locul 2, steliștii nu se gândeau că vor tremura la Giurgiu de frică să nu piardă fotoliul de lider. Steaua nu a impresionat în partida de duminică și a remizat alb cu Astra, care a avut și norocul de partea ei. Gigi Becali a ales să nu vină la Giurgiu cu Steaua și astfel echipa lui Costel Gâlcă s-a împotmolit la malul Dunării. Astra nu a oferit cel mai strălucit joc, dar a oferit ocaziile serii, iar statisticile au demonstrat că a fost peste Steaua. Meciul de la Giurgiu a relansat lupta pentru campionat între Steaua și ASEA Târgu Mureș. La finalul jocului, steliștii au lovit și au spart ușa de la vestiar, acuzând că arbitrii au greșit în defavoarea lor. Nu știu dacă e vorba că nu ne iese. Am avut ocazii mari în prima repriză, am avut un gol ca și făcut care a fost anulat pe o mare, mare greșeală de arbitraj. Din păcate, totul se întâmplă împotriva noastră. Asta este. Cea mai controversată fază a meciului a avut loc în minutul 11, atunci când Adi Popa a fost semnalizat în poziție de offside, iar tușierul este acuzat că a greșit. Așa când nu merge jocul, pot să zic și arbitrajul, și adversarii, și suporteri, și nu știu. Nu ne căutăm scuze acum, noi trebuie să câștigăm meciuri, trebuie să demonstrăm pe teren că suntem mai buni și asta e. A fost. Dar bineînțeles, mereu la fiecare meci ne fură ceva de la noi. Asta e. George Florescu a fost de părere că nu arbitrajul a decis meciul. A doua repriză, cred că i-am dominat total și nu și-au mai creat absolut nicio ocazie. Din câte mi-amintesc, au avut un singur corner a doua repriză și am reușit să îi ținem în jumătatea lor și să ne creăm noi ocazii foarte clare. Voi vă mai gândiți la locul 2 sau e imposibil? E imposibil. Diferență foarte, foarte mare. Ne gândim să realizăm obiectivul de a participa în cupele europene la anul. Chiar dacă au fost supărați după meci, steliștii nu i-au neglijat pe fanii giurgiuveni și au făcut poze cu ei și au dat autografe. Cu 8 etape înaintea finalului de campionat, în Liga 1, lupta la titlu se prefigurează între primele două clasate, Steaua București și nou promovata ASEA Târgu Mureș. Cu 16 puncte în urma liderului din Ghencea, Astra Giurgiu rămâne în jurul locului 5 și e greu de spus că mai poate emite pretenții. După meciul din ultima etapă cu Astra, președintele steliștilor Valeriu Argăseal a fost asaltat de ziariști. Dincolo de cele două puncte pierdute la Giurgiu, Argăseal s-a arătat preocupat de arbitraj. Citind ieri în gazetă, am vrut să dezvolt și eu puțin subiectul și am văzut că sunt greșeli împotriva Stelei și sunt greșeli în favoarea Târgu Mureș. Astăzi am văzut faza asta cu Popa, când a scăpat în prima repriză, am văzut ieri faza cu Rocea, când a scăpat tot la fel în prima repriză, am văzut faza din minutul 90 și încerc să cred că cei care au scris au dreptate. Președintele FCSB a mai făcut referire și la meciul direct cu ASEA Târgu Mureș, care poate schimba soarta clasamentului, dar și la indisponibilitatea din ultima perioadă lui Prepeliță, care nu a făcut deplasarea la Giurgiu. Vă temeți atunci de meciul cu Târgu Mureș, să puteți să ajute arbitrii? Mă tem de toate meciurile, nu numai de meciul cu Târgu Mureș, da? Mă tem de toate meciurile. Aș vrea să fie doar un arbitraj foarte corect. Atât. N-ar fi adus un plus la mijloc, Andrei Prepeliță? Cu siguranță, haide să o lămurim și pe asta. Andrei n-a jucat nici meciul trecut, nici meciul ăsta, pentru că a avut temperatură 40 de grade. Ce vezi? Am pus pe site, am scris că este omul bolnav. Dacă se tot vehiculează că jucătorul nu vrea să joace sau că l-am interzis noi să joace, nu e adevărat. Cu 8 etape înaintea finalului de campionat, meciul direct dintre ocupantele primelor două locuri în clasament poate fi o partidă cu titlul pe masă. Unirea Izvoarele nu a rezistat presiunii din vârful clasamentului Seriei de Sud și a clăcat etapa trecută cu Spicul Izvorul. Totul spre bucuria celor de la Arsenal Malu, care abia așteptau un pas greșit din partea izvorenilor ca să le fure poziția de lider. Și Dunărea Giurgiu s-a descurcat bine în etapa din ajunul Paștelui. 5 luni de zile, atât a avut de așteptat Arsenal Malu pentru o greșeală din partea Unirii Izvoarele, care a venit etapa trecută. Echipa care a detronat-o pe Unire a fost Spicul Izvorul, care a reușit să câștige cu scorul de 1-0. Arsenal Malu și-a recăpătat pofta de gol după ce sâmbătă a învins în deplasare cu 4-1, scorul la care Dunărea Giurgiu pierdea în urmă cu două etape pe același teren în fața echipei Argeșul Hotarele. Jelescu, Danciu și Damian au marcat pentru oaspeții, care au beneficiat și de un autogol înscris de cei din Hotarele. A fost un joc bun făcut
de băieții noștri. O primă repriză excelentă, a doua repriză au redus din turație și n-au mai marcat, ba chiar a primit un gol. În a doua repriză a jocului, băieții deja au început să se gândească la masa de Paște, la drob, la... Wow. nu cred că au început să se gândească la masa de Paște, au jucat în continuare, dar n-au mai intrat. Au mai fost câteva ocazii și în a doua repriză mingea n-a mai vrut să intre în poartă. Dunării au reușit astfel să recapete poziția de lider chiar înainte de Paște. Totuși, diferența dintre Malu și Izvoarele este făcută de golaveraj, deoarece la puncte sunt egale, însă Arsenal Malu are avantajul unui meci mai puțin disputat. E greu să ajungi pe primul loc, dar și mai greu să-l păstrezi. Haideți să vedem ce se va întâmpla de acum înainte, cine va termina pe primul loc, important e la finalul campionatului cine va fi acolo. Și în seria de nord a campionatului județean de fotbal s-a produs rocada. Argeșul Mihăilești a revenit pe primul loc, profitând de faptul că Zmei Ogrezeni a stat. A fost o etapă de revigorare și pentru Dunărea Giurgiu, care a câștigat în deplasare un meci cu cel mai dificil adversar întâlnit în returul de campionat, Mihai Viteazul Călugăreni. Pe terenul finalistei campionatului județean din sezonul trecut, Dunărea s-a impus cu scorul de 2-1 prin golurile înscrise de Mugurel Vrabie și Florin Miu. Acestea au fost știrile din sport. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați să faceți mișcare în fiecare zi, pentru că sportul este sănătate. La revedere!